Continuăm știrile. Un adevărat tezaur cultural și istoric oferă vizitatorilor expoziția Eveniment Chișinăul, o istorie necunoscută. Evenimentul a fost conceput și organizat de Muzeul Național de Istorie a Moldovei cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Majoritatea exponatelor, descoperite în urma unor săpături arheologice, au devenit parte a colecțiilor muzeului și contribuie acum la reconstituirea obiectivă a trecutului istoric al Chișinăului. Bogatele colecții de vase din ceramică, sticlă, faianță, hrisoave, cărți domnești, monede și alte mărturii ale unei vieți urbane seculare au atras atenția vizitatorilor. Patrimoniul nostru e ceea ce, de fapt, trebuie să știm, trebuie să se predea în școală. În sfârșit, Chișinău a început să dezvolte cercetările arheologice și sper că asta se va face planificat. Pentru noi este acest lucru foarte important, să promovăm cultura națională și toate descoperirile arheologice, istorice, care le efectuează Muzeul Național în colaborare cu partenerii de la universități din Republica Moldova. Acum vizitatorul poate să vadă ce a fost Chișinău 3 secole în urmă. Exponatele au fost restaurate cu multă migală de specialiștii muzeului. Majoritatea au fost etalate în premieră, spune cercetătoarea Natalia Mateievici. I-am dat o denumire Chișinăului istorie necunoscută pentru că foarte mulți nu-și dau seama ce păstrează subsolurile Chișinăului, pământurile Chișinăului, o altă istorie. Istoria de naștere a orașului, istorie cum s-a dezvoltat orașul. În special sunt materiale care vin din săpături arheologice. Arheologia are un potențial inestimabil pentru a reflecta viața trecutului, Chișinăului. Sigur, ceea ce ascunde pământul este chiar cu totul deosebit și demonstrează toată afecțiunea chișinăuienilor din perioada medievală față de frumos, față de artă, față de culori. Datorită expoziției, vizitatorii pot descoperi noi file din istoria necunoscută a Chișinăului. Exponatele pot fi văzute până la 1 iunie.